Dimitria, din Fecioară. Haideți să vedem la Fecioară. Pentru dragoste. Cineva nu comunică, nu vorbește, nu, nu vă spune nimic. Sunteți foarte Vă gândiți, de ce nu vorbește această persoană? Vreți să rezolvați problemele cu această persoană? Se comportă ciudat. A suferit? Pleacă această persoană, vine, se blochează relația, văd că. Despărțire totală, văd. Deși încercați poate să vă împăcați, dar nu. Nu, nu. Văd o despărțire, să știți, pentru unii. Multă travă în dragoste, unii vă doriți altceva, vă doriți o dragoste, nu știu, să vă împlinească, să vă simțiți altfel, fecioarele. Nu sunteți mulțumiți de relația care o aveți. Nu sunteți mulțumiți. Stabilitate totuși protecție. Sunteți protejați. Așa, uite. Protecție. Se împlinește intenția dumneavoastră, dorința dumneavoastră de a avea acea dragoste pe care o doriți. Nu sunteți mulțumiți în actuala relație de această persoană cu care sunteți. Uite, luați decizii ca fiecare să meargă pe drumul lui. Și o să aveți bucurie în dragoste, în scurt timp. Dacă faceți, uite șarpele. Da, deci uh, aveți pe cineva în minte o altă persoană și uh, o să faceți în așa fel încât să fiți cu această persoană. Pentru unii, da, pentru alții, nu. Hmm. Împlinire o să aveți până la urmă cu acea persoană, da. Uite. O persoană din. Taur, feceară, tot așa, sau capricorn, sau o persoană din berbec, din. poate fi de apă, iarăși, poate fi rac, poate fi scorpion, pești. Cu această persoană o să aveți împlinire în dragoste, bucurie în dragoste. Dar vreți o despărțire, vă spun. Vreți o despărțire sau o să aveți această despărțire și apoi veți avea această împlinire cu această persoană. Luați decizii ca fiecare să meargă pe drumul lui. Nu. Nu vă văd, da. Unele relații la unele persoane sunt stabile. Sunt, de exemplu, dacă aveți relații de 20 de ani, să spun, de 30 de ani, astea nu se, de, nu se destram așa ușor. Au fost înainte care ați fost, care v-ați despărțit, dar acum nu. Doar relațiile astea mai recente, mai, mai noi, Astea mai vechi, văd că sărbătoriți ceva în familie sau uh, o să aveți o bucurie sau ieșiți undeva cu partenerul, partenera. Dar vă și trădare, deci vă și falsitate și, um, cum să spun, dezamăgire, trădare în dragoste. Cam asta este pentru fecioară. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.